Deci, în seara asta o să fac o ciorbă de vită. Aici am 1 kg de carne, 3 roșii, puțin ardei, bacon, o ceapă, 5 morcovi, puțină varză, o decupesc, că eu am avut-o la frigider, are destul timp. Așa, 4 cartofi, sau puteți să puneți 5-6, cum, depinde cum vreți, și fasole verde. Smântână și, bineînțeles, cum zic eu, știți la mine, nu? Veșnicul delicat. Nu... Deci nu sare. Sare și ulei nimic. Eu pun delicat, dar eu ulei, de ulei, deci uleiul și lasă carnea și lasă baconul suficient. Dacă vă place mai uleios, dar adunați multe calorii și nu e ok. Am pus carnea la oprit deocamdată, după aceea o vărs în momentul când se dă în fier, deci vărs toată apa, spăl carnea și o pun din nou ca să la fiert, umplu oala. Prima dată o să pun ceapa, ardeiul și morcovul. Iar după aceea, deci când se fierbe, adaug cartoful, varza care încă nu am tocat-o, fasolea verde și roșiile. Aici am pus, după cum vedeți, carnea. Am spălat-o. Am spălat și oala pentru că lăsa foarte multă mizerie. Am pus ceapa, morcovul și ardei. Și la fiert la foc mare. Așa. Și acum o să mă apuc de un chec între timp, ca să fac, să nu iau pauză, să nu stau. Deci morcovul este aproape făcut. Aici am totul tăiat. Adaug cartofii, fasolea verde, varza. Și se lasă 20 de minute, acum să fiarbă, pentru că după 20 de minute trebuie să probați cartoful. Cartoful în 20 de minute, normal și normal, trebuie să fiarbă. Pun și roșiile. Pun și baconul. Și 20 de minute la fiert. La final pun delicatul și, după cum vedeți, am puțin pătrunjel proaspăt, deci o să profit de pătrunjelul ăsta proaspăt și o să-l toc mărunt deasupra. Eu v-am spus, nu pun nimic de ulei pentru că nu. Deja aș lasă destulă grăsime. La masă se acompaniază, nu pun smântână înăuntru pentru că nu se va mânca toată și nu vreau să se strice, să mă risc. Nici ou, noi nu mâncăm cu așa ceva. În zonele de Ardeal eu știu că se mănâncă, deci voi puteți să băteți ou, deci cu smântână și să puneți înăuntru, dacă faceți mai puțină, eu nu fac. Eu la masă, deci pun, fiecare își pune în farfurie smântână. Și asta este ciorba mea finalizată. Acum o să pun în farfurie și cu puțină smântână sau cu o ciușcă, este perfect. Așa că puteți să încercați, este super, super bună. Dar nu adăugați grăsime pentru persoanele care nu, mai ales că varza slăbește foarte, foarte mult, topește grăsimile. Și are destul, are de la carnea de vită, are de la bacon și tot așa.